reculegere, un drum al introspecției care va fi racordat undeva la această potecă. Aveți o potecă în spate, poteca lumii concrete, să spunem. Drumul acesta e structurat pe o geometrie clară, pe bază unui triunghi echilateral. El va fi semnalat discret printr-un element de racord care de la distanță să ne anunțe că intrăm, practic, în anumite de spațiu. Și primul tronson, deci prima latură a triunghiului, este orientată direct, clar, din această poartă vegetală. Deci, vedeți, în spate sunt doi copaci, am imaginat ca și o poartă, foarte vegetală, foarte simbolică. Vom trece de această poartă, dar primul tronson este oarecum susținut, acompaniat de această suită de stâlpi, stâlpi din tablă metalică, corten, se numește o tablă ruginită, o rugină ecologică, care o expresie dramatică, dar și o imagine deosebită sensibilă și vizual va fi accentuată și accelerată această direcție. Ne vom întoarce, practic această latură e 22 de metri, ne vom întoarce și vom ajunge în centru de greutate, practic, al acestui memorial al sa, unde a imaginat o formă de relief artificială, un tunel, să spun, secționat clar de a doua latura triunghiului, unde este momentul de reculegere, va fi un zid placat cu piatră și textul ca atare care putem să-l preluăm. Unde am fost eu, e mult de discutat. Am trecut pe partea dreaptă, nu am fost dus la lucru. Am băgat într-un loc mare, cum zice noi, o șură mare, dar nu credeți că 100 sau cam 1000, 2000 de oameni. De acolo ne-au spus să alcățăm hainele, erau bătute cuie și să ne uităm la număr, ca când ieșim din baie, să ne găsim hainele. Să vă spun ce s-a întâmplat. După ce ne-am pus hainele tot, am intrat în baie, dat drumul la apă, au spus că să facem baie, că n-am făcut de mult timp baie. Dar nu ne-a mai permis să mai ieșim de aici. O trebuie să ieșim pe altă ușă. Când am ieșit pe altă ușă, deținuții care erau între noi, ei făceau munca murdară, imediat ne-au tuns sus loc în dat de părțile și ne-au tatuat. De aici încolo n-ai mai avut nici țară, nici nume, nimic, decât un număr. Pe bază de număr primeai un pantalon, altul te ia o cămașă și mai departe. Și basic am ajuns de explicat. Am ajuns la tabăra de lucru. Acolo am spus ce am primit de mâncare, cu greu, cu oai. Ăștia la în partea stângă, tot așa, au intrat tot așa, dar aici a fost o rușine foarte mare. Copii, bătrâni, slabi, bărbați, femei, tineri, bătrâni, tot trebuie să îmbrece în piera goală, acolo, unde ăsta. Hainele trebuie să-și pună jos și e băgat în baie. Ăștia săracii, v-am spus, și-au primit în loc de apă, le-au gazat. A venit o mașină cu crucea roșie, cu gazul în el și pe horn, pe coș, în loc de apă, l-a adrungat și ei au murit acolo. Ochii blunți erau ca să... Era planul dacă câștigau război, numai lumea nu știe. Oriență. O să spune de noi că mai ajunge și mi-o fac, nici n-am știut nimic. După război, ne-a băgat în spitare și acolo ne-a mântuit cel de pierde Vă invit
să oficiați o scurtă ceremonie. El voleratamim, el shote bamaramim, am tseme lufana fanal kandria shahina. Ramalot, kadoshi butari, kazera rakia mazirim. Shekol akal mitpalelei nui nishmatem.